Tare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un episod la căsuța din pădure! Cornel, nu știu de ce-ți da sori, e tras în colțușorul și ala acolo. Ce ai uite să ai acolo? Da, stau și eu, leacă. Păi, hadi! Mergem ca să ne apucăm de făcut chirpișii. Adică chirpișii, lutul trebuie să-l facem, cum am stabilit. Și chirpișe și lută, bă, tu le zici la oameni să tacă din gură, să... tășeți! Vă uitați și nu ziceți nica. Dar cine editează clipurile? Tu știi ce au făcut? Ce-a făcut? Tu nu știi ce au făcut. Nu știu ce au făcut. El a pus o găleată de apă în fântână și a zis că gata. Ia, iată, iată. O dat de apă. Dar tu nu ți-ai dat seama că eu editez clipurile? Nu le dai seama. Cum să nu-ți dai seama? Mai zici la oameni, tășeți, uitați-vă și nu ziceți nic. Adică nu mai facem chirpice? Nu mai facem, măi, niciun chirpică, nica. Așa, Cornele. Păi da cum? A, trebuie să tac din gură, bă. Dar cum să tac din gură? De ce să tac din gură? Nu, domnule, el a luat o găleată de apă din piscina aceea care o avem noi acolo. Și a aruncat-o în fântână și a zis că am dat de apă. Ne-a panicat total, nu știam și mai și cu noi. Am zis că gata, am dat de boală. Mă gândeam să fac 400 de chirpici. Nu. Dar dacă nu o să stăm noi pe așa, dacă facem și dăm de apă după 7 metri, știi cum o să stăm? Tată ziua, uite așa, pe spate, în hamac. Corneli! Pizza, Corneli, tort. Asta e pariu. Se pare că ai vorbit ca mult. N-am vorbit deloc mult, deși. Adică facem tot posibil, facem o leacă de ordine în curtea asta, că e jale și e ceva. Ui, eu pus Dumnezeu mâna în cap sau și are? Astăzi, nu serios, vorbesc, deși astăzi nu recunosc. Facem ordine. Ui, treabă și la... Da, adică tu vrei să mai săpăm azi la fântână? Astăzi nu săpăm la fântână. Doamne, mai ca... Să nu săpăm la fântână, vreau să fac un capac acolo. Să nu cadă ceva acolo, eu știu, minim copil și cade în fătână și noi, pe noi ne trage la răspundere. Și o pățită e. Deci, dacă mai veniți la... Tu nu la... mai recunosc pe Cornel. Da. Nu că ceva, dacă mai veniți la căsuța din pădurii, nu vă mai duceți la Tantileana să o deranjați pe ea să strigați Sara târziu pe la ea, pentru că ea e o femeie bătrână și nu are chef ca să iese la fiecare în parte, la poartă să vorbească. Dacă veniți la căsuță, veniți la căsuță, vă uitați pe aici, faceți poză, vă rog din suflet, nu vă mai duceți să o deranjați pe tanti Ileana, pentru că vrea să aibă și ea liniște. E bătrână, e... Să știu că vreau își trăiască bătrânețele. Știm că vreți să o vedeți, dar nu e bine ca să o deranjați pe ea. Pentru că sunteți mulți și ea nu are chef. Vă dați seama să stai în fața la fiecare să iasă. Dacă să... treceți din treacă ziua și o vedeți la poartă. O puteți saluta, să rămână și cu asta basta. Dar nu, că foarte multe persoane se duc și se strigă la ea la poartă Sara. Și Sara, și pe la 8-9, pe la... Ea se dezbracă, stă liniștit în casă, nu vrea să fie deranjată. Nu zic și nouă treaba asta și chiar vă rugăm tare mult. Da, și cum am zis, facem o limitate în toată curtea asta. Măturăm. Tu cu el, amândoi. Și tu? Cum? Eu m-am apucat să fac capac la fântâna și ei. Ha, tu faci capac. Și eu ce fac? Cu el, te apuci în măturat. O luați de acolo, de la deal de sus și la vale, tot. Tot. Și uite și mizerii. Dar spune tu, uite și mizerii, ești așa. Uite. Pe urmă avem asta scrisă. Nu știu dacă am arătat-o, am arătat-o până acum în video? N-am arătat-o. Am arătat-o? N-am arătat-o. N-am arătat-o. Ține-o dreaptă ca să poți să... Lucian din Iași. Căsuța din pădure. Tiberiu și Cornel. Asta o să o punem tot astăzi, după și terminăm de măturat tot pe aici. O punem la poartă, acolo sus. Avem acela de acolo și avem și modificarii. Face să facem așa. Frumos, și o agățăm cu două lanțuri. Uh-huh. Frumos, la poartă. O să iasă super fain. Da. Și cam asta. Pe urmă o să facem ceva de mâncare, dar nu acum. Nu acum. Și a revenit Cornel. Așa da, parcă mai merge. Băi... Mai vii de acasă. Oricum, n-am avut probleme de sănătate, cum să zici. N-ai avut? Nu, n-am avut. M-am enervat. Asta e adevărul, domnule. Te-am enervat și noi, recunoaștem. Am și exagerat o leacă. Am exagerat. Și noi, bineînțeles. Noi am zis că gata, îl terminăm pe Cornel. Noi ne-am și propus ca din prima, haide să ai pe Cornel, să scoatem din minți, să le enervăm. Pe urmă ne-am dat seama că voi anume ați făcut așa ca să mă enervați pe noi. Doar că lumea, fanii, o înțeles greșit. Da. Și așa am vrut noi să facem. Mulți dintre voi ați înțeles greșit și așa am vrut să facem. Și ne-am dat seama din comentariile care le-ați lăsat și din feedback-ul care l-ați lăsat voi acolo.
ne-am dat seama că e mult mai ok să fim noi naturali, noi așa cum suntem, cum ne-ați cunoscut, să nu exagerăm în nici într-un fel, că am văzut că nu vă place și că ea... Era o leacă și nu l-am la bata. Așa, ordinea de bătaie, Cornel. Deci tu faci capacul. Fac și noi ne apucăm de... Facem curat. Curat. Trebuie să scoatem mașinile de afară. Da, le dați în drum. Scoatem mașinile afară, le scoatem... Care nevoie de mașini să vină să le ia. Să le ia cu cea mai mare plăceri. Cum să iei mașina? Eu am să iau BMW-ul. Nu știu, tu și vrei să... Îl donezi. Cine vrea? BMW-ul? Da, Cornele. Îl donezi? Îl donezi. Sunt de aici și ne-ați fac o tur cu el. Gata. Măcar dacă îl donezi, măcar o dată. Să meargă. Cine vrea să vină la căsa din pădure, să plimbe cu mașina? Nu, așa că nu mai scăpi. Zici-mi acum? Ce? Da, uite, pentru duminică? Ne-am gândit la ceva foarte, foarte, foarte tare. Adică nu știu dacă chiar așa de tare sau moale cum precum pare, dar ne-am gândit, am zis că de atâta timp nu a fost niciun eveniment mai special de la Sfințării, da, până în ziua de azi, până la căsa din pădure. Așa că sâmbătă. De asta vrem să facem și ordine și curățenie, să punem tot la punct. Sau duminică sau sâmbătă, când? Duminică. Cred că duminică, duminică. Duminică, pentru că toată lumea e liberă atunci, așa poate să vină. Am mai spus chestia asta cu vreo câteva săptămâni, dar acum vrem ne-am să... Hotărât. Ne-am hotărât. Deci e 100%. Da. Duminică o să organizăm o petrecere câmpenească aici la căsuța din pădurii. Nu avem muzică. Avem, domnule, muzică. Așa, să vină lumea să mâncăm un grătărel împreună, un grătărel, un șaunel, o sașă. Mai ales că uite acum ce frumoasă s-a făcut și nu, ce grasă este. Vrem să facem, spune-ne la început, vrem să facem mămăligă cu o tochitură făcută așa de mine, cum știu eu. Așa că vă așteptăm, dar nu știu cum, că o să fie aceeași problemă ca la... Ca la Sfințării. Dacă singura problemă care există e că nu știm la câte persoane să ne așteptăm. Așa că ne-am gândit să ne dați mesaj în privat. Privat pe Facebook-urile noastre. Muntenaș Cornel, am undeva la 19.000 de urmăritori. Așa la Facebook-ul meu adevărat. Tu. Sau Câtiberiu Adrian. Așa. Sunt undeva la Ionuț Ghiță, vedeți că suntem pe cont acolo 150.000. Suntem pe pagină. Pe Ionuț Ghiță îl cunoașteți dintr-o mie. 400.000 pe pagina de Facebook, ori pe contul personal, ori pe YouTube, ori da, unde vreți voi, puteți să lăsați mesaje acolo. Și să ne anunțați. Sau pe pagina Tiberiu. Ca să fim, ca să ne facem, da, ca să ne facem și noi o idee. Bă, la câte persoane ne așteptăm? La da, zeci. Deci la... vorbim foarte serios, adică nu intrăm în vorbă numai ca să vorbim cu voi. Adică să fie de cuvânt. Deci fii, da. Nu, dar noi probabil nici nu o să răspundem la majoritatea mesajelor. Deci o să le vedem, da, pe pagină și o să vedem, bă, cam câte persoane au trimis mesaj, că da, vin. Da, o să vin. Duminică o să vin la ceaun. Da, dar să-ți dai seama că mai sunt și conturi de copii care caută să intre în vorbă și n-ai bază pe ei. Păi da, nu o să răspundem noi, o să ne facem o idee. De exemplu, o să dai 1000 de mesaje. Bă, din 1000 de mesaje... Facem o medie, un 500-300 de persoane întrebăm, tot o să vină. Întrebăm asta ca să ne facem o idee, să știm câtă mâncare facem, ce trebuie, ce cumpărături trebuie făcute, să știm în mare despre ce este vorba. Duminică îți bag un short pe tine. Bineînțeles, duminică o să fiu bucătat. Deci, spui și patru ori. Cravată! Deci, așadar, duminică... Bă, oameni buni, vreau să vă spun că nu chiar atâta de puturos pe cât pari. O să vedeți de acum. Și-o dat seama. Și-o dat seama, oameni. Da, am vrut să-l enervăm pe Cornel, dar... Da, să-i cu enerva tot. Hai, bun. Nu știu dacă nu ieșit sau nu ieșit. Să trecem la treabă. Hai la treabă, ce facem? Eu mă apuc să greblu, da? Urmă, vă las lumea în capăt. Lăsăm pe Cornel să se apuce de capacul la fântână. Noi, haide să ne apucăm să facem curat, zic, pentru că o să vină atâția. Scoatem mașinile. În primul rând, scoatem mașinile. O să scoatem mașinile afară. Mașinile afară. Afară. Păi, Ionuț, haide să merg și o leacă. Hai, păi, cheile. Unde-i cheile? Sunt o mașină. Păi știi să mergi cu ea? N-am mers niciodată. Dă-i bătaie. Cornel, fii atent ce fac. Mă sui la BMW. Hai! Crește mașina ta. Da? Da, fac mai o poză și pe ca să se bun de plată, că vrei tu. Nu fac, domnule, nici o poză. Nici. Nu, că și așa vreau să o schimb, știi? Hai, iute, vezi, o schimb. Ai reușit să o pornești, deci... Gata. Hai să vedem. Am plecat. Hai, vedeți.
Hai mă că te descurci, nu e mare chestie. Să descurci, mă. Duc eu camioane, dacă. Hai, Cornele, o dai și tu pe asta afară? E prima dată când vă pare cineva să meargă cu mașina mea, deci... Aveți două gălizea? Bineînțeles. Te descurci acolo? Hai că mă descurc. Treaba ta. Vezi, ai grijă, poate îi scăpi găleata în fântână, că m-ai scăpat Tiberiu găleata în fântână. Eu nu sunt Tiberiu, mă descurc. Haide acum, eu te la el. Tot ce faci? O și faci. Dar la cealaltă dădea cu grijă, era frică. Începem cu greblatul cu astea, zice. Trebuie, hai să facem frumos aici, că uite, așa, o grămadă de frunze, o grămadă de... Le strângem, le băgăm în roabă și le ducem la gunoi. Hai să ne apucăm, că nu mai țin. Hău! Nu știu? Se poate chiși cu ta cu el. A, să rupi! No. Păi, să rupi, băi! Face Cornel, face... Așa le scam putre, Dic. Dansez pe el. Da, uite, că scând de pe lungă. Da, e perfect. Hai departe. Picioarele așa la. Așa-le de acolo. Bă, dar trebuie făcut așa de ordine pe aici, da? Eu să ne vedem de niște pai, cred că mâine. A, să nu avem timp. Să tragem și părețele astea de aici. Trebuie să vopsăm și acoperișul. Și acoperișul. Hai. Și partea asta aici. Hai departe. Hai. Hai să le lăsăm așa aici, să cam? Mergem și la găini, le strângem pe toate și după aceea... După aceea s-au putea să ne apucăm de... Cornel, văd că s-a apucat să facă coadă la greblă. La greblă. Și aici în foișor ar trebui să facem... Dar facem și tot. Să facem ordine. Deci, mai hai la găini. Hai. Te bagi tu în poiată? Nu mai și eu ce oameni am la treabă. Nu-ți vine screz, da? Ha. Nicolae! Asta e. Ies de mă, făcut ou? Băi, nu am mai făcut un nou, bă. Ionuț, dacă tot ai mătroi în mână, dacă vrei și dorești, ar trebui să, nu știu eu, ar trebui să te bagi o leacă în poiată și să mături găinațul. Mă, hai. Mamă, dar ce e aici? Dar zici că asta vaca, n-au stat găinile aici. Mamă, ce e aici? Ăla nu știu dacă e prins. Vine ridicat. Ridică-l. Ia. Stai așa. Uite. Așa. Aha. Așa, dar numai că nu știu. Hai că îl țin eu. Stai așa că stau așa. Îl țin. Ha, stai așa. Da. Mergi? Ăștia-s lipiți aici, mă. Păi s-o lichid, de când nu i-am mai scos. Mamă, dar ce miroase aici. Îți aduc și îți aduc sapa. Sapa, adun. Sapa. Adun sapa. Ha? Ai băgat la găini? L-am băgat să fac curățenie la găini. Ai, ștai gură. Ai făcut coadă? Da. Bun. Mă să-i duc sapa. Au! Ia deci. Mamă, deci fraților, nu e o rușine să muncești. Munca nobilează omul. Asta e adevărul. Așa, Niculae, aprobă și tu.
Nici nu Nicolae nu vine să creadă. Așa, domnule, două grebli mai merge. Da, asta e și mai șmecher grebli. La treabă. Mulțumim. Bă, dar ce? Ce nesimțite și ele, nu ies afară, să uite tu fac aici. Da, cât stau sara, îți dai seama că stau să... Numai Nicolae cred că a făcut asta. Nicolae stă pe ou, el folosește ou. E bun, înseamnă că e de rasă. Da, cum? E bi. Avem cu coș bi. E și găină și cu coș. Și calcă și closește. Tăti la un loc îi faci. E universal. E universal. Așa, dă-l afară, tăt. Mă, cam mănâncă pielea, cred că am. Ai luat pădul, cred că. Am luat pădul, da. Hei! Hai să vedem, au venit niște vizitatori. Hai să vedem. Să închizi poarta. Ha? O luat păduchi. Cred că am luat păduchi, mă, că mănâncă pielea, mă mănâncă... Vezi că ăștia dacă se pune în cap, ai încurcat, o faci lindin. Mă, tu la chelii. Da. Vizitator? Da. Faună curătii din băiețar. Bună ziua! Să rămână! Și bine ați venit! Să rămână! Bine v-am găsit! Ne bucurăm că v-am găsit! Da. Da. Mai mult, Alex, băi, Daniela de la Dridu Ialovița. Salut, salut! Pare bine! Să rămână! Să rămână! Daniela de la Dridu Ialovița. Și este Robert Stăgeanu care... Salut, Robert! Nu poate să... Salut, ce faci? Bine, tu? La căsuță. Da. Am venit și ieri, da. Ați fost la Tantileana? Am fost la Tantileana, da. Salut, salut. Salut. Da. Și a dorit mult să ajungem și am venit în concediu și am trecut, da, și pe aici. Puteți să-l dați un pic jos? Da, îl dăm, avem cărucior, mergem singur. Da. Dar dacă vreți să ne ajutați... Haideți să vă ajutăm, haideți să vă ajut. Am ajutat-l ca să... E cu baterii? Da, cu baterii. Plecăm acasă la Dridu Ialovița și a zis, haide să mai trecem, poate o găsim. Să facă mai acum. Uite, ajung la Tiberiu și la Cornel. Ai ajuns, ți s-a îndeplinit mixul. S-a dorit foarte mult. Da, foarte mult. Să mai mergem, că eu zic să mai încercăm. Să mai încercăm, da. Dar ieri n-am fost deloc aici. Da. Ne-am zis tanti. De sus, acolo, o fi, de o fi. Ce am mai văzut mașini, că au mai fost persoane. Da, nu, e când am ajuns nu erau. Alex, ce vezi mama, cu reaua, din partea cealaltă. Acum te ținem noi și urcăm acolo, da? Da. Pornim? Da. Așa. Hai, îl ții tu, Alex? Da. Noi ne-am apucat de treabă azi în forță. Da. Ați lăsat poarta. Văleu! Hai, eu nu să-l băgăm înapoi. Uși! Nicolae. Ați înțeles să închizi? Nicolae e poarta. M-am grăbit repede că am văzut că... Hai. Hai. Nicolae. Aia e poarta, Nicolae. Hai, că dacă intră cu coșul, intră și găinile. Asta trebuie. Bărbatul tot timpul. Trebuie să fii în față. Vreau să faci panoramă, vine tip bati. Nicolae, stai cu minte acolo că nu vreau. Nu vreau probleme. Gata. Poți pierde cuțe? Da. Și v-am
mașină. Mulțumim. Cruciuliță să o puneți la mașină și o... Frumoasă. Ce frumoasă este, vezi? Da. Da. Deci. Îți place? Da. Da. Super. Îi place, îi place. Foarte mult. Vă dădeați și când erați în live-uri și toate ca să ajungă ca să aici. Da. Se bucura așa când zicea Robert, Sălceanu, Hădridu, ia lovița. Da. Da. Și eu n-am cuvinte. O pățete, da. O pățete din accident sau... Da. La 6 ani am depistat are distrofie musculară, dar am mers până la 9 ani și după aceea a căzut și a spart aici capul de aici până aici și a pierdut sângele și n-a mai putut să meargă. După aceea așa un piciorul, are tijă în piciorul, dar are piciorul așa. În pat așa stănut, degeaba. A trecut prin multe, dar Dumnezeu le-a întărit eu și cu copiii ca să, pentru el. Astea sunt adevăratele probleme. Deci, fraților, fiți mai buni, că nu... Da, exact. Nu ne costă nimic. Da. Asta este ce-a bărit mult și zic, haide, dacă tot plecăm acasă, să vedem. Da. Hai mai încolo, ca să vrei. Da. Cred că o să vrei să intri și în casă, nu? Cred că dacă o să... Cred că nu are loc. Adică... Da. Dar e bine, vă mulțumesc, doar pe afară. Pe afară. E frumos. Frumos. Uite, să vii să vii. Era mai fost un băiețel aici, tot la fel. Da. Hai, uite acolo, uite-te la. Frumos. Și mâncarea care o faceți, foarte, foarte bună. Am făcut și eu odată. Am făcut ciocanele cu sos, cu de toate, ce să-mi faci și mie cum faci. Cornel, da, mă, hai, hai. Uite, stai așa. Uite, 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 alu nepoata mea și tot la fel, să uite și el. Mihai Olteanu, care e mereu. Zice, o să ajungi? Ajung. Și uitați că astăzi ne-a ajutat ca să ajungem aici acum să... Ne bucurăm că ați venit. Da, și noi la fel. Te place mult? Da, eu vreau tot acolo, stăteam mai bine acolo. Da, unde vrei? Acolo, prin mai vrei tu, mama, uite. Ține-o în dreapta. Alex, ține-l în dreapta. Așa. Adică nu-i urmărești? A, când am fost atunci, pe deal. Da. Da, de atunci. De atunci urmărești. Ce băiat ești? Da, mă uitam așa din întâmplare și apoi am văzut că postați mea, eu să mă uitam. Da, și acum m-a făcut și pe mine să mă uit. Da, și taică mi-e toți, te uităm, fratele meu. Tot familia. Da, și maica mea, bunica. Ia uite, zice, Tiberiu și Cornel. Da. Da. A dorit mult drumul foarte lung, dar a rezistat ca să ajungem. Am venit de joi. Asta ați reușit și da, și am reușit. Ieri la Tangileana, astăzi a zis, haide ca să... A fost la noi, facem ce vrea el, plăcerile. Da. Foarte. Ați mai săpat la puț? Da. Da. Pariu sau? Cred că îl pierdi. Da, el a pus o găleată de apă și o zic, gata, mă fraierește că gata, fac chirpici. Dar eu când m-am uitat la clip, că eu le editez. A, de ce te faci tu cu mine? Da. Mai păcălea și eu pe el, el pe mine. Și la... Asta e domnul lui, să aibă amintiri de la noi. Știi că asta am făcut-o lui din pădure. Da, 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 da. Am văzut, da, a văzut și el. Am văzut când a făcut-o. Și a făcut-o dintr-o șoată și... Serios, e făcut-o mamă? Da, da. Da, mami, am văzut. Ea nu prea a văzut. E făcut-o de coinel. Super.
Noi v-am dat ciupercuțe. Și am văzut. Soaia micării de la mine. Da. Da, mulțumesc. Dar și știi când am făcut în momentul ăsta. Da, știi. Da, am văzut când a scos butonul. Bine, în macioata, ca aia da, asta da. E statueta. Da, asta e urmă, m-am gândit să pun asta. Da, da, da. Am văzut. Frumos. Mulțumesc. Da, da. Haideți să facem și noi poze, mama. Vreau să fac poze cu Robert, cu Tiberiu, cu Cornel. Și care-și cuvinte să dăm câte ceva, să aibă amintire. Da, avem amintire. Contează foarte mult și o bucată de lemn așa, dacă-i faci. El fiecare are amintire. O căsuță și-a luat căsuța de la Ion Creangă, ca să aibă amintire. Și unde te mănâncă? Hai la păduchi, gata. Dacă te bag în cadă și ești aric cu apă cu tine. Vezi că tot la tine îi lasă. Acolo mai au și altceva. Hai să vă, să vă ajut. E la roată. E greu. Sunt bateriile care sunt grele. Da, foarte grele. Până lui, că e de fier tot. Da. Da, ca să nu se... Spără bine că v-am găsit aici. S-a părut bine că ați venit. Spor la treabă. Mulțumim, să rămână. Acum să dați de apă. Dăm de apă, cum să nu? Mai devreme sau mai târziu, o să dăm. Să rămână, să rămână. Să rămână. Vă dea Domnul sănătate și să... Vezi că să pui pernuța. Așa. Așa? Da. Așa. Să rămână. La revedere. La revedere, Robert. Drum bun. Drum bun. Pa, pa. Doamne. Mă pălit un plăț. Stăm 10 minute și ne apucăm de treabă. Mă pălit un plăț de nu știa și cum e, nu știa cum e. Am văzut. De cuvânt. Astea sunt... Bine ai cuvinte, sincer, da. Ce să mai zic. Ne reprindim? Da, încep să revin, încetul. Fiecare la treaba lui. Ha. Hai. Noi sunt. Ha? Băi, dar să știi, chiar mă mănâncă, nu mai știu, și pe aici, prin cap, parcă găsesc. Ce te bagă tu, bă? Cum să mă bag eu? Am știut și acolo, cum să mă bag eu? Ia care e treaba așa? Sasha, stai dincolo. Sasha. Pleacă. Pleacă că-s părigăinli, hai. Pleacă, Sasha. Pleacă. Uf, Sasha, hai. Așa, ne apucăm. Ne apucăm aici de greblat. Frumos și după aia cărăm tot pământul. Nu știu ce să faci. Înainte să pleci acasă, înainte să plecăm acasă, trebuie să dai tăte este jos, să te faci o baie, nu știu. Un pârău undeva. Sunt plin, serios. Pleacă, Sasha! Pleacă, Sasha! Acolo, e bun acolo.
l-ai pusă. Eee. Altceva. Altă treabă, domnule. Da? Acum să vezi. Frumos acolo, ulei, apă, zahăr, sare. Da? Da. Tăti ca tăti. Haide, domnule, gata, e foame acum. Toate ca toate cornele. Nu mai putem. Lasă-te dieta asta. Ei, fă o leacă de ordine pe aici, pe acolo. Lasă-te să fac ordine, trebuie să-ți vopsesc așa, lasă-mă. A, cum vopsut? Da, cum vopsesc? După aceea, domnule. O leacă de ordine pe aici, pe acolo. Îți dau tu eu pe azi, nu știu, hai. Hai, vopsă? Nu mai este, nu-mi pot, acolo, vierge. Nu mai este. Cum să nu-l vopsim? Ce culoare vrei să-l fac? Dacă ai un dulce. Care îl găsești? Acum, a început să-și revină cu ordine, vezi? Da. Da, și noi. Nu mai zice nimic. Curățănii. Chiar, la găini, uite, prin spate. Peste tot, pe aici, pe jos. Am curățat tot. Acolo unde a făcut el, cât de obicei, el când face așa, rămâne. Asta este, strângem după aceea. Strângem, mai avem de măturat o leacă de grebla pe acolo. Și cam atâta deocamdată. Uite acolo, deasupra ar trebui să facem curățănii. Da, pe căsuț acolo. Pe aici. Uite acolo, că sunt numai sârmi, numai chestii, trestii. Uh-huh. Vedem noi. Ușor, ușor, dar să-l vedem, că s-apuc să fac ceva mâncare, că... Mamă, și mie. Sunt leșunat. Și mie mi-e fain. Dar ce zic că vrea să facă? Nu știu, domnule, suntem și are ieșeză. Deci fii atent că a luat, dar nu ne-a zis nimic, vezi? Piept de pui are. Piept de pui, uite. Ceapă. Ceapă, roșii. Roșii, ou. Ou de la Sasha. Sasha, ai făcut ou? Am făcut? Am făcut ou. Sau cred că-s de la barza asta. Sasha. Uh-huh, o mănâncă. Cred că are râie. Cred că a luat pătuc de la mine. Ia. Băi, dar o pensulă unică să... Și nici de unde. Pensulă, am văzut o pensulă pe... Este una pe acolo, dar e de ulei. Albastru-l dai? Da. Ajunge. Îi luam ceva? Sau dau direct? Ai făcut. Ai făcut? Da, nu trebuie. Hai! Uite acolo era pensulă, parcă. Bun. Acolo, lângă bidonul ăla. Să fac un sămătul în leacă și pe aici. Uite că a crescut... Salcâm. Salcâm eu crescut aici. Bun, care bidonul? Acolo lângă trebuia să fie o pensulă. Da, dar nu e. A tancat. Ei, cred că am dat-o la gunoi. Cred că am... când am strâns gunoiul. Băi, dar tu știi că îmi trebuie și niște pui mari? Ha? Îmi trebuie niște pui mari. Și propui. Mergem și luăm. Hai să luăm. Luați pui mari și luați o pensulă mică. Bun. Dar până una alta fac o leacă de foc acolo ca să... Mai degrabă îi faci o leacă de ordine aici, în bucătăria ta. Cum? În bucătăria ta ar trebui să faci o leacă de ordine. Dacă noi tot am făcut ordine aici... Fac focul, pui ardei să coacă și că se coace ardei, eu fac o leacă de ordine. Hai, hai să mergem să luăm. Eu! Hai, de domnule! Pune mâna și pe mâncare că ți-o înghețată, dacă nu-ți iau. Da, da, o zis că faci, o zis că faci. Hai că faci. Hai, mă, trebuie să luăm cine gheța. Ei, luăm o înghețată. E nebun după înghețată. Hop. Mergem cu a ta? Hai că mergem cu a mea. Ia mea în față, hai că mergem cu a mea. Hai, bun că tu nu zuiași ca Cornel. De ce? Păi, hai, Cornel, dacă făceam așa, băi, de țăpat zi zăși ori până atunci. Eu sunt învățat. Băi, dacă tot am plecat să luăm cuie, să-i luăm o părnelă înghețată, să-i luăm ce asta, să nu mai facă, că ai văzut că făcea... Și luăm și lui Tantileana o înghețată. Și lui Tantileana. Oprim la dânsa să-i dăm o înghețată. Merge, să-i subim și noi ceva rece, un suc, ceva rece. Ești leșunat, eu aș mânca ceva, eu aș lua un cârnat ceva să mănânc. Tu ești cu foame. Nu mai pot. Ai luat și ceva să mâncăm repede înainte. Dar fără să mă evad el. Dacă fără, că dacă vede că am mâncat iar... Și ați mâncat, vă mai fac mâncare, gata. Parcă-l vezi acum, de ce a stat atâta? Ce ați făcut? Da, totuși. Bă, dar lasă-o ușor, că... Lasă-o ușor, că... Eu înțeleg că nu prea mi-e frică, dar... Dar totuși nu vreau să... Vezi cum sărim aici? Ia, hai. Wow!
Îți bagă șoferul de un sandwich? Fără să știi cornea. Fără să știi cornea, dacă mi vede atâta nu mai trebuie. Bă, nu faci el mâncare, mai durează, de seară mâncare. Da, eu zic și eu, că n-are rost să așteptăm. Păi da. Așa. Facem repede așa. Am luat niște parizeri de pui. Ia uite și bine arată. Ia uite, două felii. Două felii de-astea groase. Oai de gau. Una ția, una nia. Halim imediat. Aici trebuie patru felii. Ha? Ia așa. Ha, că merge așa. Și el știe, nu știe nimic. Da. Hai să avem poftă. Sunt mai trimiată. Ai luat cuile, le-ai luat, nu? Mm-hmm. Înghețate am luat, te-am luat. Înghețate am luat. Cam atâta. Mm-hmm. Dar e bun, nu e rău. E bun, e bun. Mergi mai ușurel, așa ca să... Mergi ușor ca să avem timp să mâncăm. Da. Da. Așa cum e la pan. Nu e de asta. Nici eu. Și așa mă durează câteva ore bune. Nu se zice ta culp. Da. Asta nu mai este pâine cu salam. E salam cu pâine. Da. E prea groasă felia. E mai groasă ca... E mai groasă ca felia de pâine. Eu am tăiat. N-am știut ce să tai? Atunci gata, știu. La Tantiliana să dea la copii acasă. Să-i lăsăm... Uite că e aici, Tantiliana. Ia uite unde este. Tantiliana, să rămână. Bună. Hai să-ți dau ceva. Auzi, ce spun eu? E. N-am făcut. Să rămână, ce ai? Ia două înghețate. Eu zic, bă, da, proști, nu mulțumesc, că nu-i bun mulțumesc. Auzi, Andrei? Da. Da, lasă mâini. Mai vii mâini? Da, da, cum să nu? Da. Măi, Andrei, sunt ei niște concentrate, îți dau bani. Da, 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 da. Ei, când a să vii, îți dau bani, ești repede. Ok, bine, Tantiliana. Bine, Tantiliana. Să rămână. Să rămână. Bă, să rămână. Eu zic, că mi-e așa cu bă, da, prost. Să rămână, să rămână. Gata. Am dat și lui Tantiliana înghețatele. Al lui Cornel s-a cam topit, dar nu cred că... Nici eu n-am mâncat-o, trebuie să mănânc și eu, că ne-am luat și eu înghețatul. Nu cred că... Dar o să-i plac lui Cornel, dacă Cornel îi plac și așa mai topit. Da, cum? Cornele! Hai că s-a dezghețat înghețata! Unde-i? Dar nu stă deloc, nu stă deloc, deloc, deloc. Uite-vă că o pus acolo, ia. Saș! Hop! Bă, au pus ardei la coptă. Să-i întoarcem să nu se arde. Ia uite, ia. Și cărnița au pus-o, bă. Că deja s-au ard. Hai, Cornele, că se răcește. Unde e? Uite-l. Culegi lemni. La mâini? Da, numai așa avea. Spune-mă că e bună. E foarte bună, merge. Ne răcurește. Merge la fix. Da. Arde, arde. Dar ce vrei să faci? Ce mâncare vrei să faci? O mâncărică care n-ai mâncat-o niciodată și cred că n-ai să mă mânici. Sună bine. Cum am mâncat tot oala când am făcut-o. Da? Tot am mâncat-o. Păi adus să facă mai multe. Mă durea burta, nu mai putea, pocnea burta mine și tot mai vrea. Mi-a luat în față farfuria, că îmi spocnește, ia și rău. Deci, poate era gravid. Ultima a fost, eu m-am lins pe degete la ultima mâncare care a făcut-o. Și asta mi-a zis că e și mai, și mai chic. Deci de-abia aștept. Vă-și la copsăta asta aici, așa că eu mă duc să... Dar nu știu, ne-am pus pen. Pensula, uite acolo pe masă. Tu termini de vopsit acolo, eu mă duc la greblu. Sângele de acolo. Termini și mai este acolo merele alea de greblat. Vopsau ai acolo? Ce bine arată arde. Da, și mă, noroc că am mâncat și eu, altfel. Mai puțin nici. Așa.
Trebuie șters asta un pic, nu? Dai și nu e un ardeal de stat, măi, pe șoane. Da, ce să-l dau crud așa mănâncă acum? Dar nu e crud. Tu să mănânci ardeal, e de aici, ai de mâncat? Păi de șichi. E din... De uita la el. Ui, băiete. E zi. Ha? Ce vezi? Zi, Neculai! No, zi, Neculai! Hai, deci la comanda ta. Păi da. E mai zi odată. Lasă-l, ha? Acum nu mai e ocupat. E ocupat? Da. Are treabă deja. E zi. Zi, Neculai! Hai, încă o dată, Neculai! Dar chiar cântă la comandă. Zâi, Neculai! Te-ai trezut și tu, băi, pisligarule. Prichindelule. Băi, dar la tine zâșii. Ia mai zi odată. Ha? Ia mai zi odată. Zâi, Neculai! Hai încă o dată, Neculai. Hai. Nu tu, băi. Stai cu Neculai la mic. Hai, Neculai, încă o dată. Hai, zi. Du-te-o mii de ani, ești nebun. Te-ai trezit și tu. Cântă-mă la comandă, ești nebun. Hai, Neculai, cu o dată. Hai. Du-te-o mii de ani. Dar... Ia auză și Neculiță. Așa la Neculai și ăsta Neculiță, știi? Dacă și eu acum suditura asta cântă la comanda ta, e cel mai tare, ia zi. Ia zi. Neculai! Ia. Ă, Neculai! Acum zi. Zi, Neculai, odată, hai! Neculai! Hai zi, Neculai! Stai așa de gură. Zi, Neculai, haide! Bagă! Hai, Neculai, zi! Ui, ești nebună! Zi, Neculai! Zi! Da, lasă-l de pașă! Ia uite-o cântă Neculiță! Zi, Neculai! Ai, dar și frumos iasă! Zi, Neculai! Neculai! Dar dă-i drumul și la bătrâna, trase, Neculai! Zi, Neculai! Dă-i drumul. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Dă-i drumul la vale. Aha. Lasă-l, dă-i pașii. Ui, dar și zi și eu la comandă, îi zi și. Du-te, du-te la vale, la mătura la... Ia, ce frumos să-ți ies aici. Du-te-o mii de ani. Ui, dar ăștia se iau la întreșteri, Neculai cu Neculiță. Am uitat să zic să iei un buret în cealaltă din sărmă. Din sărmă, uite aici buretii din sărmă, na. Poftim. Mă duc și eu la greblat. Dă-i drumul. Încă puțin. Și gata. Și gata. Ai văzut cum e treaba? Uite ce bine arată. A. Ca nu. Dar și faine. A? Ce te-ai aruncat acolo? Asta zic și eu, uite. Și șmecheră. Uite ce bine arată. He. Mă apuc de și eu mai am o leacă. Ce faci acolo? Mai am o leacă și termin și-o de... Încărcat. Arată într-un fel acum, vezi? Parcă cum te... Dar n-ai coasă aici, o să iei dacă te-l vezi cu șala. He, nu am. Dar vezi tu cu șala mai încolo? Mi-e frică, nu-l dau, domnule, lasă-mă. Nu-i să-l dăm? Hai. Te-n țapă, te chești cât ai tișele. Și dai cu sapa, dai. Mai m-am zăpat, nu mai dă vreme, deci. E, treaba voastră. Hai. Și atent, te lei, dar ușor. Ușor. Băi, dacă nu v-am țapa, să fugiți pe aici, ascultă-ți, vă zic eu. Uite-l dăm, uite aici al dăm. Sau, uite aici al dăm. Hai, da. Aici al dăm ca să poată să tai gurile mine. Dacă n-ați să fugiți voi, ești alergic?
Dacă ești alergic, ai încurcat-o. Nu, nu-mi dau seama dacă sunt după ce. E bun, ia. Ușor. Băi, vă înțapă. Dacă zic că vă înțapă, hai să vedeți, hai. Uite, e, nu e înțapată. Cracanează-o leacă și ori și ala, că nu stai ghinic, să... Cracanează-o leacă. Aha, bun, gata. Perfect. Bă, nu! Cântare înapoi! Ce idee! Salut! Valeu! Nu e pământul drept. Și cu ușor, ușor, da? Ți-am scăpat. Băi, băiete, ați avut noroc data asta. Dar n-au, uite, uite, au ieșit o grămadă cu apar, vezi? E cum? S-a alarmat. Aha, aha, ăștia înțapii. Uite, care tupiu. Care tupiu. Sunt eu aia el. Eu dacă mă duc acolo, tăbărăște-te pe mine. Ia. Nu mă duc. Dar nu vreau. Serios? Nu vreau. Cum al înțapă? Știi că e o vorbă să zice că și albină și musca îi plac mierea, dar diferența e unde se pune. Da. Cum se pune? Pe mine, că eu sunt mierii. Asta era. Și musca. Și musca. Bă, albina spune pe mine că eu sunt mieri. Da. Ai înțeles? E. Da. Musca nu se pune, nu? Nu, niciodată nu s-a pus. Sunt gata. Îți place cum ai ieșit? Hai, fain. Arată... E fain, fain. Arată bine. Vezi, ca nou. Chiar. Și eu o să tai din asta, dar după să usuc o leacă. Încearcă să mai dai o leacă și aici, așa. Unii albui, dacă se vede din asol. Îi dau și pe partea aia. Dar vezi, nu știu, mi-a plecat aici, nu știu, uite, a rămas roaba și acolo, așa, și... Îi dau după aia. Acolo a rămas. De unde? Ia, da? Ei, vezi, unde? Cred că nu urc eu să-l caut. Caută-l și spune-i să iasă mai repede, că e în casă, să iasă... Cred că e în casă, băi, s-a băgat la umbră. Oare? Și eu așa cred. Hai să vedem. Iasă afară, mai repede, apoi trece ceva. Cred că e în pat. Tiberiul! Nu, aici nu este. Băi... O, dar unde este? În casă nu este. Roaba e aici? La WC-ul? Nu cred că e ușa deschisă acolo. O fi aici. O, ce faci, mă, ce? Mă, ce nu-i tu mai te-o răscut în casă, aveți aici așa nu hai, scoate, scoate așa și fără cuții, că dacă mă duc, mă vede Cornel dacă... Mamă, dă-și mie. De jumătate de ori mă chinui. Da. Dă-și mie că... Să-l dau ție și eu și mănânc. Uite, dar și greu iesă. Hai, că l-ai scos. Dar de jumătate de ori mă chinui. Mamă, ce bine arată. Sper să nu ne prind aici. Și mierbi în față. Măcar niște zamă să beau. Mamă, dar ce bun sunt. O să ne prind aici pe amândoi, că iar începe să facă urât. Du-te afară. Ai scos? Da. De jumătate de ori mă chinui. Mamă, dar ce bun sunt. Haide, hai să mergem, că după aceea vine și ne prinde aici. Haide, hai să mergem. Haide. Zilu Cornel să vină cu ultimul mutat locul ăsta și toate albinele stau acolo. Nu pot să fac nimic. Te lasă le dă-le pace că da. o să Bă, toate albinele stau acolo în loc să ducă la. Uite-le. Dar tu ce cauți? Ce faci aici? Vreau să stau așele de acolo. Și asta e gata la tine. Da, domnule, uite cum stau albinele, acolo stau un loc să vină. Stai-te acolo, în partea cealaltă. E pus de ei. Nu mai să duc la loc. S-au învățat acolo. Vezi? Dar se mută. Și le-ai mutat cu un metru mai încolo. Păi du-te acolo și smulgi burelele. Nu pot să le smulg acum. Ce-ai făcut aici? Ha? Ce-ai făcut aici? Că ați plecat la stăteam, domnule, și mă uitam să vedem cum, dacă vin numai arai și vezi câte ești afară? Da. Și câte sunt? Câteva mii. Și
Uite, au venit aici albinele. Mamă, și arde ăsta cum arată. E busicuroț. Vrei să-i curăț tu? Și curăț eu dacă e. Stai acolo jos și curăț-i. Hai că-i curăț eu. Ușor faci, mă praf. Ușor, domnule, vreți să ușor. Trebuie făcut alea câte ordini de aici. Așa? Ca să băgăm barabulii și mai... Și trebuie să scoașă barabulii și ceapa, să strecă. Și ceapa trebuie pus să fie trispă. La usta. Da, lasă ușor, să sui praful în nori. Să lăs, domnule, ușor. Serios că trebuie... Și apa și aici strecă în pământ. Acum, uite, chiar acum, după ce termin, aici acum mă duc. Bun, ce zici acolo? Să scoți și apa. N-ai mâncat în viața ta de asta. Dar cum îi zice? Mâncărică de șapă cu piept de pui. Da! Ia să vezi și ce apa am făcut noi. E așa bună, da? Dar e bio. E bio, bio. Nu stropită, nu nimic, nu. Mamă, și uite, vezi că este și mare. Este și mai mică și mai mare, aia. Mhm. Păi că dacă va ieși de măcar o roabă să iasă. Nu iasă. Da, cât e o leacă. Oi, stai că-i până la vale. Păi decât un rând este? Ha? Decât un rând? Nu, 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 uite. Ia. Aia roșie se zice că e cea mai bună. Da? Da. Are nu știu ce vitamine, nu știu ce. Ei, ajută-mă și tu. Mai la vale. Vezi că uite, ai lăsat în urmă aici. Și uite, uite ce mare și ce frumoasă asta. Bă, cam asta e recolta noastră de șapă. Aproape o roată. Da! De acus, asta trebuie pusă prispă. Și adus apașul să ne apucăm să scoatem barabulii. Corneli, vin în coașă și răpide să vezi câtă șapă am scos. Vin în coașă, o roabă de șapă. O roabă de ceapă, Cornelia, fii atent aici. O roabă. Ce, o sacoșă, zici și o sacoșă de șapă. Păi atâta, domnule, cât vrei și... Ai scos atâta, sigur? Tată, dar cum? Păi de unde mai multă? Asta e toată. Dar n-am mâncat de aici atâta vara. De unde vrei să și mai multă? Hai să o punem pe prispă.
A, e și în colțul și ala, sau în colțul și ala. Eu cu mâna. Cu mâna și apa, da? E bun și așa. E bun și așa. A, nici nu mai trebuia pus aici. Da, hai. Nu mai lăsăm ulea, că aici l-am tins. Numai că nu trebuie să mai dăm drumul la câini. Dacă dăm drumul la câini, vine și o tăvălește, tăte. Sau o mănâncă. Nu o mănâncă, Nica. Sașa mănâncă și ceapă. Nu trebuie să mai dăm drumul lui Sașa. Ne mănâncă ceapă. Să tăvălește pe ceapă, serios. Ne duci să scoatem barabule până... Hai să mergem să scoatem, nu-i mai zi. Păi da, nu? Hai. Hai, mă duc să caut sapa. Sapa. Ia să vedem noi și barabule scoatem noi de aici. S-a tot scos din ei, dar... Băi, o roabă trebuie să facem, măcar o roabă de barabule. Dacă face cum am făcut o roabă de ceapă. Da, uite, văd că și pentru jel este. Da, uite. Încă mai este. Ce faie miroasă. Da, uite eu. Trebuia să aduci în calul. Ia că eu și eu imediat sapa și alaltă și zang. Ai mâncat tu de asta chineșul. Mă, ce bine arată. Trebuie aștept să gust să văd cum e. Sașa. Bă, că te descurci. A? Te descurci, văd. Cum? S-a umplut roaba, nu? Unde-a? Încă puțin și... Și e gata. Nu zici că n-am făcut barabule, uite. O și aici. Hei! Azi la mas! Da! Azi! Serios! Serios! Și e gata masa? Nu cred că e gata. Nici eu nu cred. E gata, bă? Da, bă, trebuie. Serios? Hai să mergi. Păi ăsta ne fraierește. Nu e gata, bă, lasă-mă, dă-mi pace. Minte, eu nu... Minte, dă-l încum. Hai, bă, să terminăm barabulii. Ce-o zis? Nu mai este foame? Că nu este foame. Hai să strângem barabule este. Dacă știu că nu i-am mâncat. Și faci! Dar nu cred că e gata, bă! Tu râzi din noi! E gata? Haide, domnule, să vedem dacă e gata. Hai să vedem. Hai, bă, că... Nu, râde din noi. De că să o luăm pe aici, râde din noi. Hai pe aici. Râde din noi. Ascult ce zic eu. Dar nu știu ce faci acolo. He? Ce faci acolo? Ia, mai repede, Uite că văd ceva mâncare pe masă acolo, da. He? Uite, vezi? Stai că dau zoom și dacă nu-i... Dacă nu văd mâncare pe masă... E gata, mă, Lica, bă, hai mai repede. Hai că e gata. Dacă nu-i terminat-o așa repede. Mamă, că m-am văzut, mă, Liga. Doamne. E gata, bă. Mamă. Dar nu pot să cred așa ceva. Când ai terminat-o? Când ai terminat-o? A? Când ai terminat-o? Bă, dar așa e când te iei cu treaba, Ionuț. Nu, măi. A scos, voi... Astăzi nu prea am scos așa. Ce bine are. Cum e? E bună rău. Dar tu o știi cum. Care e a mea? Oh, cum e. Indiferent. Asta e al lui Tiberiu. Îi dăm direct din oală. Da, să faci. E pe restaurant. Nu o răstoarnă, domnule, cum să o răstoarnă. Hai să avem poftă. Doamne, dar nu cred că o terminat-o așa repede. Nici eu. Repede. Azi, mă, să ne spălăm pe mâini, da? Ca să ne prinde la
De pe unde la pământ? Arnica cu țearnă între mâini. Du-te dacă tot te duci adoleac de sari. Dacă tot te duci te speli pe mâini. Mă duc să mă spăl. Tu te speli? Nu mă mai spăl. Doar am furculiță în mână. Nu eu cu mâna. Vă le-o da bune. Dar nu cred că e terminat așa răbdi. Dacă durează. Dar nici n-am scos și apa și barabul și gata. M-am luat cu barabul de cele, să le scoatem și... S-a dat la braț de asta. Da. Ionuț? E bun că v-am mai auzit cu mâncarea. Băi, și drept și adevărat... Na, ce să facem? M-a lăsat în pace să fac un pic, nu? Te-am lăsat în... Nu, parcă totuși n-ai, e bună rău, dar parcă totuși nu e așa foame. Ce bine miroase. Mă duc și mie niște sare, că... Ia. Mamă, ce bună e. Noi Cornel a fost bucătar, dar nu vrea să ne spună. În altă viață. În altă viață, da. A fost șef. Master șef. Vezi ce liniștit a fost Cornel azi? Da. Dar nici voi nu m-ați spus. Dar și noi am muncit. Adevărul că și noi am muncit un pic. A durat o grămadă la... greblat, la măturat, la la găin, colo. Ha? Mepteam. La cum îmi bucătărie îți fac ordine acolo. Mai din sau uscat vă sau noi terminăm de scos cartofi, scos barabule. Barabule. Hai să avem poftă. Mamă, ce bune. Pornele, pe unde am fost? Pe unde am mâncat o grămadă de mâncăruri. Fie în Maramureș, fie în alte țări, fie peste tot am fost, am colindat toată lumea asta. Dar cred că... M-am uitat pe canalul tău. Am văzut. Dar mâncărurile astea care le faci, cred că o să plec cu 10-15 kg. Ai văzut acolo pe canalul meu. De fiecare dată pe unde mă duc. Dar știi cum am abonat și eu la canalul tău? Te abonat la canalul meu? Da. Mamă. Ce să zic, suntem... Cu ocazia asta le spunem și celor care se uită acum la noi. O să lăsăm un link în descriere. Da, le lași link-ul acolo și... Și nu vrea să intre să-i dea o ocheată. Să-mi dea acolo un subscribe, pe unde mă duc, ce fac. Vă iau cu mine peste tot, prin toată lumea. Așadar... Așa ar fi o experiență să ne iei tu în vreo 2-3 episoade. Ar fi ceva. Pe canalul tău. Să vedem unde mă duc eu. Chiar așa, uite, o să facem în viitor. Unde să ne ducă? Nu știu, nu cred ea. Ionuț, ești acolo lângă. Să te servesc. Chiro frumos. Mamă, ce... Ai grijă, prietenul tău. Îi pun cu lingurița. A, dar pune-o plină. Pune-i, domnule, dacă pun eu. Pune-mi când nu stă inima aici. Tu vezi cât e lingura asta de mare? Așa. Mai bag o lingură, dacă nu mai mâncați. Bag, mănânc eu. Să pleznești. Da, ar fi o idee super tare să... Dar nu știu, mor de foame. Ui, iau și-mi odată. Ce facem? Fac mâncare, da, eu. Foame, nu stau după tine. De foame nu murim, doar că... O să fie o experiență șmechere. Eu un și un, la mine o cratiță și fac mămăligă mâncare. Da, dacă tot. Asta sigur nu mor de foame. Asta, uite, dar ne duci la restaurante, nu mai gata. Ar fi. Restaurante de lux. Du-te tu. Ar fi o experiență să văd viața ta cum o trăiești. A lui. Să văd diferit. O să te obișnuiești. Da, tu ai văzut viața noastră cum e? Păi și îmi place. Aici. Acum să vedem. Mie îmi place viața simplă. Îmi place viața de la țară. Deci... Dar putem să facem chestia asta. Cum sună? Interesantă. Interesant. Dar cu siguranță o să-ți placă. Nu știu, depinde. Nu-ți place? La București? Nu-ți place? Nu prea. Printre blocuri. Fac urât. Dacă nu vedem unde mergem. Ne duci și, domnule, dacă poate ne duci în cluburi și nu știu unde ne duci. Mergem. Cluburi? Da. Îți dau niște gagici din București. Da, Cornel, ce-ar fi?
schimb de experiență. Nu? De gajici. Asta, domnule, gajicile sunt gajicile, noi suntem cu treaba noastră. Acum noi trebuie să le îmbinăm pe fiecare. Nu? Vom vedea. Nu vedem și noi cum e viața de București. Să vă ce zice lumea. Hai că ușor, ușor, uite, să ne spun acolo în comentarii. Uh-huh. Să ne zică ce părere au ei. Dacă 3-4 zile. 3-4 zile. Să iau pe Cornel și pe Tiberiu să plecăm undeva. Adică total diferit de față ce este. Nu cred că vrea lumea. Lasă băiețul la căsuță. Lasă-i acolo. Am terminat fântâna. Mi s-a bătut și militat. Chiar așa. Să vedem ce zic. Așadar, să nu uitați să vă abonați acolo, să-mi dați și mie un subscribe, un like, un comentariu, orice. Ionuț Ghiță pe Instagram. O să las un link în descriere. Da, la canalul lui. Aruncați un ochi acolo, dacă vă place vă puteți abona, dacă nu, nu e cu supărare. Dar o să facem în viitor apropiat o grămadă de chestii interesante împreună. Așadar, și plus, că zilele următoare vom face ceva inedit. O să pun pe canalul meu tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă aici în culise. O să ne ducem, v-am zis, de petrecerea de sâmbătă. Da. O să fie foarte interesant. Așadar, cine dorește, poate să vină aici la căsuța din pădure, de oriunde, din România, din afară, de oriunde. Îi așteptăm cu drag aici. Să mănânci așa ceva. Să mănânci așa ceva, făcute chiar de Cornel. Puteți să veniți, faceți poze cu Cornel, Tiberiu. Vreo mie de persoane, dacă veniți, să lați mineroși pe Cornel. Așadar, să ne spună... Nu veniți multe persoane, amețească. Parcă văd că faci mâncare pentru 4-500 de persoane. Haide, mine! Ca sunt țării. Și ce e cel mai important, să confirme, să ne scrie pe conturile de Facebook, să ne scrie pe Instagram. Și comentarii pe YouTube, pe tot. YouTube. Să ne scrie cine dorește să vină. Duminică. Duminică, o să facem mâncare, o să facem tot. Dar nu prea ți-e foame, care-i treaba? Nu prea mi-e foame și chiar îmi place mult. Eu mai am ulea că și termin și a doua porție. Nici lui Tiberiu văd că, dar Tiberiu văd că încă s-a apucat a doua porție. E foarte bună, nota 10 plus. Eu ți-am zis, pe unde am fost și ce am mâncat și ce asta nu se compară. Eu și când am fost acum câteva luni în Dubai, fugeam de mâncarea lor. Nu-mi place, nu-mi place. Total diferită de a noastră. Eu sunt cu mâncările tradiționale, sunt cu... Cu toate că zici tu... Bă, dar și-am mâncat. Cu toate că zici tu, mamă, de la București, nu știu ce, impresii, fițe. Am văzut și prin comentarii acolo. Dacă m-ar cunoaște, probabil și-a schimba... Părerea. Dar o să vadă. O să te cunoască. Așadar, așteptam mesajele voastre, cine vrea să vină duminică. Nu e frumos să vorbesc cu gura plină, dar credeți-mă, este dumnezească mâncarea. Bună, doamne, bună. Să-i dea Dumnezeu lui Cornel să trăiască un milion de ani. Ca să vă fac mâncare în continuu. Să ne faci mâncare în continuu. O găină. Asta o dăm de Nicolae. O sfarăm la găină. Să rămâna pentru masă, Cornel, că a fost foarte bună și foarte gustoasă. Nota 10. Cu felicitări. Și vezi? Bun, ai mâncat, al lumea s-a mâncat. Și am mâncat două porții. Tu două porții? Ce o ia? Una. Dar cât îmi dai cu fac de rez? Cu și? O pușa treia porții. Oameni buni, au pus a treia porții, m-a spăriat. A treia a fost mai mică. Și au și aici. Pe-și apara ramă să nu mai filmez. Ui, uite, găinile au intrat sângurii la locă. A intrat ca acum, e curat acolo. Dar te-a mâncat pe adică. A, nici nu mai intru acolo. Nici acum mănâncă pielea. Dă-i și lusă așa jumate. De ce l-ai băgat pielea? Ha? De ce l-ai băgat pielea? Păi da, eu n-am știut. Da, știut, mă, că sunt păduchi acolo. Dă-i și lusă așa. Gata, așa. Gata. Dă-i o bucată aia lui Sasha. Hai! Hai, Sasha, aici! Ia uite ce dăm la pată aici! Stai că s-a încurcat prin acea aici! Ia uite, ia-te! Ia, mănâncă! Hai că s-a încurcat aici! Stai că nu-i place, nu-i place simplu, vrea cu pâine! Nu, mai rămas o leacă. O mai rămasă? O luăm acasă. Bun, fraților, cam atât pe astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Sper că v-a plăcut acest episod. Așteptăm acolo comentariile voastre, de bine, de rău, de
Ghinii de rău, ghinii de rău, ghinii de rău. Pe mine puteți să mă înjurați ca de obicei. Vezi? Nu uitați să dați un like, să vă abonați canalul Tiberius Cornel și canalul lui de YouTube Ionuț Ghiță. Ne vedem pe Ionuț Ghiță, ne vedem pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Vă pupăm. Pe toate rețelele de socializare. Și să mai zic. Nu mai zic nic. Nu mai zic nimic. Zi mai multe, zi acolo în continuare. Ordinea de bătaie pe mâini. O află mâini. Trebuie de dimineață și când suntem aici atunci... Vedem și cum. Organizăm. Eu când stau seara acasă, stau și mă gândesc. Fac asta, fac asta, fac asta. Am planul făcut. Am venit aici, știu că Ghiță trebuie să fac asta, Tiberiu trebuie să fac asta, Cornel trebuie să fac asta. Deci totuși, ca părere personală și ca concluzii azi, ai fost da, mulțumit? Ai fost, să știți că nu, cu mâncarea ați fost ok. Bă, dar nu m-am așteptat când ne-au chemat acolo la mâncare. Și eu am crezut am că își bate joc din noi. Și eu am zis la fel. Când am văzut mă liga, am zis gata, hai că e din noi. Altfel nu era de voi. Nu. Nu am ajuns acolo, n-am crezut că a terminat-o. O mai rămas câteva rânduri de bara bolii de scos, dar o să le scoate mâine alea. Facem mâine și pe alea. Așadar, da, nu faceți mâine acolo, dar filmul trebuie evident să facem rost. Voi ar trebui făcut rost de niște bani, să le chem și părețile astea de aici. Și acolo la poartă, nu știu, trebuie să mă gândesc eu. Vin, da, văd eu dimineață. Vedem mâine dimineață. Da. V-am pupat, pa, pa! V-am pupat! Pa, pa! Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus sus și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. De pe uliță, cu ghiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, că-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare.